Am urmărit cu atenție tot ceea ce s-a întâmplat până acum și am văzut cum Domnul a călăuzit cântarea, cum a călăuzit motivația în rugăciune și vă fac o mărturisire că eram destul de gânditor vis-a-vis de mesajul final cu care să vin să stau înaintea dumneavoastră. Și pentru că s-a vorbit foarte mult despre intervenția Domnului și pentru că din sală dumneavoastră ați vorbit despre acea așteptare, bineînțeles motivați de către ceea ce fratele Dorin a mărturisit, m-am gândit că este un cuvânt potrivit pentru noi în această seară să vin în atenția dumneavoastră cu un cuvânt de întărire, cu un cuvânt de zidire, cu un cuvânt de ridicare din partea Domnului. Și acest cuvânt îl vom găsi în Psalmii 107 și vom citi versetul 29 până la versetul 31, versetele 29 până la versetul 31, cuvântul Domnului pentru noi în această seară vorbește astfel. A oprit furtuna și a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin. Când vorbim despre valuri, când vorbim despre furtună, am ajuns parcă atât de obișnuiți cu acești termeni. Dacă aș întreba pe cineva din locul acesta dacă a avut vreodată în viața lui de înfruntat furtuna, încercarea, strâmtorarea, ar zâmbi spre mine și mi-ar spune în felul următor: este oare cineva ce n-a trecut pe drumul acesta? Mă gândesc că în clipe în care vorbim, în jurul nostru este o furtună puternică. În Siria e puternică furtună, în Egipt furtună mare. Economic mă întâlnesc cu atâția oameni și îmi vorbesc despre această furtună din viața lor, despre faptul că nu mai rezistă. Încep din ce în ce mai mult să aud oameni ce îmi spun despre furtuna din gândirea lor, din emoțiile lor, din sentimentele lor. Ca unul ce iubesc psalmii, m-am gândit de multe ori la cuvintele acestor mari oameni al lui Dumnezeu. M-am gândit la un moment dat că rolul acestor cuvinte a fost dat tocmai pentru acest lucru, să fim zidiți în astfel de momente, să avem o perspectivă clară asupra astfel de situații complicate din viața noastră. Și, prea iubiților, am stat și am meditat la multe predici ce le-am auzit cu toții de-a lungul anilor despre furtună. Aproape fiecare predicator ce se respectă, orice păstor, a fost provocat cel puțin odată să vorbească despre furtună, să încerce să aducă un răspuns pentru oameni la această tumultoasă mare ce se abate peste sufletele noastre. Și gândindu-mă la acest subiect, mi-am dat seama că foarte mulți dintre noi vorbim despre ce să facem noi în furtună, despre cum să ne raportăm noi la probleme, la încercări, cum să supraviețuim, cum să rezistăm împotriva valurilor, împotriva tuturor stărilor grele din viața noastră.
a ispitelor, a încercărilor ce vin din partea celui rău. Și prea puțin, prea puțin vorbesc despre cel ce are soluție pentru furtună. Prea puțin vorbesc despre modul în care Dumnezeu se raportează la o furtună. Vorbim despre modul în care noi receptăm furtuna, despre modul în care noi ne comparăm cu ea, despre modul în care noi ne strecurăm prin ea sau înotăm prin ea, dar prea puțin despre modul în care Dumnezeu are un cuvânt de spus. Și este trist, prea iubiților, pentru că până la urma urmei, cred că primul la care ar trebui să privim din toată această ecuație, noi și furtuna, ar trebui să fie Dumnezeu. Ar trebui să fie Domnul și ar trebui să ne întrebăm cum se raportează Domnul. Ce face Dumnezeu în astfel de momente? Au fost oameni care au scris despre aceasta. Au fost oameni ce l-au întrebat pe Dumnezeu. Tragedia este că atâția l-au întrebat pe Domnul pe un ton de durere, pe un ton care aproape l-au luat la rost pe Domnul. Ești în cancer, ești în suferință, ai poate chiar cea mai mare tragedie din viață când îți moare un copil, îți moare cel drag și oamenii atunci se întreabă și spun: Doamne, dar unde ai fost în furtună? Unde ți-a fost glasul în furtună? De ce nu ai intervenit? De ce nu ai lucrat? Că recunoaștem noi sau că nu recunoaștem în această seară, există o astfel de mentalitate în viața noastră, există o astfel de abordare. Și tocmai de aceea, prea iubiților, gândindu-mă la toate aceste lucruri ce vi le-am spus, în această scurtă introducere, am pus acest gând în fața dumneavoastră și vin cu acest mesaj ce l-am intitulat Domnul, noi și furtuna. Și aceasta este ordinea în care ar trebui să vedem lucrurile, chiar dacă ni se pare că ceea ce s-a iscat, valurile ce s-au pornit, ele ar fi în prim plan. Dar pentru noi cei care facem diferența, pentru noi cei ce suntem copiii lui Dumnezeu, ordinea ar trebui să fie aceasta: Domnul, noi și furtuna. Să ajungem la acel nivel spiritual în care să putem să ne detașăm atât de mult de furtună, încât să știm prioritățile și să știm modul în care să abordăm furtuna. Eu sunt într-o astfel de mare provocatoare. Sunt convins că și lumea ta ești astăzi în mijlocul valurilor. Sunt convins că îți găsești comparații cu valurile ce spui dumneata sunt gata să treacă peste putință, sunt gata să treacă peste înălțime, sunt gata să treacă peste energia de a duce, de a face față. Și totuși, soluția, rezolvarea, puterea de intervenție pornește de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc câteva gânduri referitoare la modul în care Domnul vede furtuna, Domnul se raportează la furtună. Și primul gând cu care vine atenția mea voastră este: Domnul are puterea să oprească furtuna. Domnul oprește furtuna, dacă vreți să o punem la un imperativ, să o punem la un cuvânt, la o expresie clară ce nu suportă nicio amânare. Domnul oprește furtuna. Este modul de abordare a lui Dumnezeu, fără de negocieri, fără de emoții, fără de stări care să provoace o anumită nesiguranță. Domnul oprește furtuna și uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 29, prima parte. Îmi place așa de mult: a oprit furtuna. Vă mărturisesc că atunci când am primit acest cuvânt la Dumnezeu, am stat și m-am oprit cu adevărat și am meditat la aceste cuvinte
spunem noi românii, m-au izbit în față, în loc să mă izbească valurile. Și din toate gândurile mele, din ceea ce credeam că sunt în vâltoarea acestor valuri care mă împresoară și mă învârt cum vor, când am citit lucrul acesta, a oprit furtuna, m-a cuprins un sentiment de reverență înaintea lui Dumnezeu și apoi un sentiment de rușine. Mai întâi de reverență, spunându-mi că de fapt Dumnezeu are putere să oprească furtuna. Și apoi de rușine pentru faptul că atunci când îl chem pe Dumnezeu să vină să oprească furtuna din viața mea, mi se pare că trebuie să stau mult prea mult de El, că trebuie să-i spun mult prea multe lucruri, că trebuie să încerc cumva să mă asigur că Dumnezeu intervine. Și vine câte un om al Domnului ce trece poate printr-o furtună mult mai grea ca așa mea, mult mai puternică decât a dumitale. Vine în fața dumitale, se uită senin și îți spune, a oprit furtuna. Nu-ți dă explicații. Nu încearcă să facă o filozofie, nu încearcă nici măcar să îți prezinte din punct de vedere psihologic, filozofic, să-ți dea tot felul de alte variante. Îți spune simplu, a oprit furtuna. Veți vedea simplitatea, dar frumusețea modul în care Dumnezeu lucrează, a oprit furtuna. Ce face Domnul? Marcu, capitolul 4, versetul 39, spune că în această simplitate, în jur, furtună mare, nu are rost să mai prezentăm acest episod din viața ucenicilor pe mare, îl cunoaștem cu toții și de atâtea ori ne-am identificat cu el. Dar spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, versetul 39, el s-a sculat. Urmăriți simplitatea pașilor, urmăriți modul clar în care Hristos se raportează la furtună. El s-a sculat, m-a gândit, dacă m-ar trezi pe mine cineva din somn, cum aș reacționa? Cum ai reacționa când cineva vine și te trezește din somn? Îmi place zâmbetul dumneavoastră, ați înțeles ideea. Atâta simplitate și atâta frumusețe și totuși atâta suveranitate arată acest gest și modul extraordinar în care Marcu surprinde detaliile acestea. Și nu uitați, Marcu este unul ce surprinde absolut toate detaliile. Dacă ar fi fost mai mult decât această simplitate a expresiei, vă asigur că Marcu ar fi redat-o cu siguranță, pentru că el asta face în Evanghelie, aduce multe detalii, aduce modul în care Hristos se raportează la tot ceea ce a făcut pe pământ, în toate mici aspecte ale vieții și cele mari, le prezintă tocmai pentru noi. Și din nou m-a frapat lucrul acesta, cuvântul spune, el s-a sculat. Nu m-am gândit la aceasta să pun accent pe acest gând care vi-l spun în momentele acestea, dar frații mei, de atâtea ori ne agităm mult prea mult în prezența lui Dumnezeu. Începând cu mine și cu fiecare dintre noi, trecând prin furtuna aceasta vieții, ne raportăm la furtună, ne aducem aminte de anumite soluții, ba poate chiar ne aducem aminte de Dumnezeu. Și totuși, prin modul nostru în care reacționăm, arătăm că de fapt încă n-am apelat la Dumnezeu. Și dacă totuși ajungem să apelăm la Dumnezeu, o facem într-un mod atât de agitat, atât de tulburat, suntem atât de frământați, de parcă noi am fi cei ce rezolvăm problema și Hristos este doar cel care ne ajută să rezolvăm problema, pentru că noi n-am mai putut să o rezolvăm, n-am mai putut să-i facem față. Hristos se trezește. Se trezește și cuvântul spune în continuare că a certat vântul.
nu dă explicații și nici nu cere alte informații. V-ați gândit la ceea ce vă spuneam în introducere, că de atâtea ori noi suntem cei care ne raportăm la furtună și nu ne gândim cum Domnul privește situația, cum Domnul reacționează, cum Domnul lucrează? Nu ne gândim că de fapt Dumnezeu are atâta putere și atâta autoritate încât doar prin simplu fapt că intră în contact cu ceea ce noi spunem că este de netrecut, privește cu serenitate la tot ce se întâmplă, știind că El are autoritate în cer și pe pământ și ceartă vântul, ceartă sursa. Noi de obicei n-avem cum să vedem începutul sau puterea, sursa furtunii. Noi vedem efectul ei. Ne credem foarte multe ori că am ajuns să vedem sursa. Se anunță meteorologic, va fi furtună mare. Noi nu vedem modul în care s-a format și nici de unde începe să pornească. Până ce ajunge la noi, cunoaștem vântul și cunoaștem efectele lui. Hristos se uită și ceartă vântul. A certat vântul. Și apoi continuă cuvântul Domnului și a zis mării. Sursa și apoi efectul, amenințarea, ceea ce noi vedem. Petru, când a fost pe valuri, ce a văzut? A văzut totul în jurul lui. Era înconjurat de tot. Chiar dacă spunem noi și le predicăm la oameni de atâtea ori, Petru și-a luat privirea pentru moment de la Domnul Iisus și s-a uitat spre valuri. Nu spune că a simțit vântul. S-a uitat spre valuri, l-a bătut vântul. Știți care este ideea? E faptul că de atâtea ori noi ne raportăm acum, pentru că știm Scripturile, și zicem, noi cred că am fi reacționat altfel. Dar viața, realitatea vieții, arată că și noi am fi făcut la fel. Vreau să vă aduc o imagine în sensul acesta. Se spune că la un preot avea un boier și s-a mărturisit. Boierul acesta avea un rob, un sclav, un țăran. Și la un moment dat, în întâlnirea cu el, îi spune acestui țăran, boierul, auzi, Bade, de ce ești necăjit? Și Badele răspunde, păi, boierule, cum să nu fiu necăjit? Că dacă n-ar fi fost Adam să cadă în păcat, dacă Adam ar fi stat în furtuna aia altfel, n-ar fi ajuns Domnul să blesteme țărâna asta și acum să mă pună pe mine să o lucrez. Ați observat că nu mi-am pierdut încă accentul ardelenesc. Boierul, după ce vorbește cu preotul despre situația asta, primește o idee extraordinară. Îl cheamă pe Badea și spune, uite, te pun într-o casă. Este casa ta. Împreună cu soția ta, cu nevastă, ăsta e termenul popular, cu nevastă ta, cu copiii tăi. Îți dau chiar slujitori, slujnice. Am o singură dorință. Uite aici o cutie. Cutia asta vreau să stea în casa asta. Singura mea rugăminte este să nu deschizi cutia asta. Asta mi aparține, este a mea și nu o deschide. Fericire mare pe omul nostru sărman. Dintr-o dată viața lui s-a schimbat, dintr-o dată dimensiunea trăirii lui a fost alta. Nici măcar dacă ar fi venit în America, în cele mai glorioase momente, n-ar fi dat peste el un asemenea belșug. Fericit împreună cu soția lui, copiii lui, a înflorit totul în jurul lui,
A mers extraordinar. După o perioadă, a venit femeia la el. Și a spus, auzi, ce poate fi în cutia asta? Atât e mare lucru încât boierul să nu ne lase să o desfacem. Știți ce s-a întâmplat, nu? Până la urmă au deschis cutia. Și preotul i-a spus, ai văzut? Nu numai Adam. Dacă este să te condamn la modul în care te raportezi la furtună, raportează-te la tine și la casa ta și la modul în care ești, pentru că nici tu nu ai făcut diferență. Hristos a ridicat, Hristos a certat vântul, a certat marea, a luat atitudine. Ce ar trebui să facem noi? Psalmul 46, versetul 10. Dacă citiți cuvântul Domnului acolo, iubesc aceste cuvinte din psalmi. În biserica noastră ați observat că am început să vă aduc psalmi în ordine cronologică, trecem împreună prin acești psalmi și m-am uitat întotdeauna la accentul cu care Dumnezeu ne vorbește în acest cuvânt. Psalmii 46, versetul 10 spune, opriți-vă! De foarte multe ori, pentru a ne aduce aminte cum reacționează Dumnezeu, cine este Dumnezeu, modul în care intervine El în furtună, pentru a vedea cu adevărat sau a-i da loc lui Dumnezeu, spun această seară, pentru a-i da loc lui Dumnezeu să lucreze, pentru a-i da loc lui Dumnezeu să se manifeste, să ne atingă, cuvântul Domnului spune în psalm foarte clar, opriți-vă! Paradoxal, pentru că în furtunile acestea ale vieții de obicei îți vine să fugi. Ești agitat, ești super temperat, toate lucrurile ți se par în grabă și totul psalmistul spune, opriți-vă, clăuzit de Duhul lui Dumnezeu, aduce la atenția noastră un adevăr. Ce face Domnul în furtună? Să știți că eu sunt Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Oprește-te când ești în furtună și crezi că ai soluții. Când crezi că tu ești cel care deții controlul, când crezi că poți să rezolvi problemele din jurul tău, oprește-te, pentru că nu vei ajunge departe. Până la urmă, valurile te vor înghiți și pe dumneata ta, chiar dacă vei avea impresia că ai biruit. Câți nu am înotat în valuri? Am avut experiența aceasta chiar aici la noi, în Los Angeles. Am cunoscut ce înseamnă asta, să ai impresia că poți să biruiești valurile, vorbesc despre valurile din oceanul nostru. Te trezești că ești la un punct și, de fapt, când realizezi că nu mai ești acolo, ești mult departe. De cele mai multe ori, ca să ieși din astfel de încercări, e necesar să-ți aduci aminte cine este Dumnezeu. Ce este Dumnezeu? Și din tot tumultul acesta, fă cel mai înțelept pas. Oprește-te! Oprește-te și adu-ți aminte cine este Dumnezeu, glorie Lui. Declarația Lui este puternică, pentru că El în furtună vei și spune, auzi, eu stăpânesc, eu sunt Cel ce am creat totul. La cuvântul meu se pornesc norii, citeam în cartea Iov și eram impresionat de tabloul în care se prezenta Dumnezeu în fața lui Iov. Și nu l-a scotit pe Iov de niciun detaliu. Dacă citiți cartea Iov cu atenție, a fost fermecat, a fost atins, a fost pătruns de lucrurile acestea. Când Domnul se prezintă lui Iov și îi spune foarte clar, auzi, cine crezi tu că are putere? Cine crezi tu că a creat? Cine crezi tu că a pus în mișcare? Cine crezi tu că este suveran peste tot ceea ce este în jur? Oprește-te! Vreau să înțelegi că eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oprește furtuna.
În al doilea rând, pe iubiților, Domnul, să știți că aduce liniștea. Tot cu aceea serenitate vin și vă spun, ca unul ce îmi vorbesc mai întâi sufletului meu și am început să pun în aplicare și în gândire lucrurile acestea, să știți că viața vă poate fi mult mai bogată. Domnul aduce liniștea. Nu aduce nimic și nimeni liniștea în viața aceasta. Chiar că ți se pare că resursele financiare îți aduc o pace, chiar că ți se pare că poziția socială îți poate da o liniște, chiar că ți se pare că acum totul este bine, spunea cineva, în lumea aceasta, chiar dacă pentru moment ți se pare că e liniște, să știi că este multă furtună în jur. Este multă furtună în jur. Și totuși, Dumnezeu este Cel ce oprește furtuna. Versetul 29, a doua parte, spune: așa cum a adus Domnul oprirea furtunii, tot El este Cel care aduce liniște. Domnul aduce liniște. De ce? Din nou, în Evanghelia după Luca, de data aceasta, am surprins acest lucru, tot în același episod, în capitolul 8, versetul 24, ultima parte, spune cuvântul Domnului foarte clar, redă doctorul Luca și s-a făcut liniște. Și s-a făcut liniște. De foarte mulți ani iubesc o expresie. De când începeam să buchisesc limba engleză, să-mi placă a citi în limba engleză și a încerca să traduc, mi-a plăcut un vers a unor doi muzicieni renumiți aici în state, Simon and Garfunkel. E un nume mai ciudat, încercăm să-l dăm în toate forme, l-am auzit în toate. Frate Dorin spune că este chiar cu origine de-a noastră, evreu din Iași. Uitați la un moment dat ce vers au pus ei, ce expresie. Sound of silence. Parcă nu vine să mai spun nimic. Vă întreb în această seară, cum oamenii din lume de multe ori ajung să ne facă atenți la lucruri ce noi ar trebui să le stăpânim? Cum oamenii din lume ajung să surprindă finețe când noi ar trebui să fim cei mai mari provăduitori ai ei? Sunetul tăcerii. Teamă ne este de tăcere. Zicem noi românii, de ce taci, mă? De ce taci? Și Doamne, câtă nevoie avem de liniște. Dar știți că pe foarte mulți dintre noi ne sperie liniștea. Pentru că suntem prea tulburați. Și mulți nu vrem să ieșim din furtună. Spun o afirmație care pe mulți poate o să-i șocheze acum. Mulți nu vor să iasă din furtună. Dacă este prea multă liniște în jurul lor, provoacă ei ceva? Vorbesc ei ceva? Povestesc ei ceva? Se întâmplă ceva numai ca să nu fie liniște. Și totuși, toți cei ce au avut experiența aceasta să fim lângă o mare, lângă ocean. Iubesc oceanul, primul cu familia mea, mergem de multe ori și ascultăm liniștea mării. Pe primele dăți când le-am ascultat, am fost atât de șocați toți, marcați.
Cum aceea care zicem noi că ne amenință? Aceea care face atâta zgomot și atâta tulburare, la un moment dat ajungi să-i asculți melodia. Sound of Silence. Maria Tereza, una dintre cele mai credincioase femei, Maica Tereza, sau cum vreți, cei care cum o știți în diverse forme, această femeie și-a sacrificat viața pentru alții. Și la un moment dat cineva a întrebat ceva despre rugăciune. Și ea spune în felul următor: eu când mă rog, Domnul tace. Nimic deosebit până aici, nu? Cu toate că de multe ori, când suntem în furtună, am vrea să vedem pe Dumnezeu reacționând, făcând ceva, intervenind cumva, pentru că noi suntem obișnuiți cu toată această agitație, cu toată această stare, l-am vrea pe, cumva pe Dumnezeu să reacționeze și El în aceeași dimensiune și în aceeași formă. Și zice, nu, Dumnezeu tace. Și zice, dar ce faci tu? Păi și eu tac. Și a văzut că n-a înțeles nimic. Și a mers mai adânc și a spus, știi ceva, eu când mă rog, eu tac. Și Dumnezeu ascultă. Când eu tac, Domnul ascultă. Și la fel și eu. De atâtea ori nu-L auzim pe Dumnezeu, nu-L vedem că vrea să intervină, nu dezlușim mesajul Lui, pentru că ori vorbim prea mult, ori ne place să fie prea mult agitație în jurul nostru. Și totuși Dumnezeu vrea să aducă această pace, această liniște în adâncul nostru. Ar vrea să deschideți, dacă aveți, Scripturile la Fapte, la capitolul 27. Aici este un text ce eu îl prețuiesc foarte mult. Am primit aceste cuvinte în situații deosebite. Este un adevărat mesaj în acest episod din viața Apostolului Pavel. Pavel se îndrepta spre Roma, spunea cineva că interesant este faptul că unii, pentru a călători pe mare, trebuie să plătească bilet, pentru a merge la o destinație, la alta, trebuie să plătească un bilet. Domnul, paradoxal, chiar în această furtună, Domnul știa că trebuia să ajungă Pavel la Roma, Domnul duce pe gratis. Îl duce pe gratis pe Pavel. Dar cuvântul ce aș vrea să vi-l aduc în atenție în această seară este versetul 25. În jur furtună, în jur valuri grele, fără nicio șansă de scăpare, fără nicio speranță, fără nici o soluție. Și uitați ce spune cuvântul Domnului, ce rostește acest mare om al lui Dumnezeu. De aceea, auziți, de aceea, oamenilor, liniștiți-vă. De ce? Pentru că eu nu mă uit la furtună și nu mă uit la ce aș putea să fac eu. Ci Pavel vine și îți spune, prima dată trebuie să începi să privești la Dumnezeu. Dumnezeu, noi și apoi furtuna. Mai vedem ce se întâmplă până la final. Dar mai întâi Dumnezeu, noi și furtuna. Cuvântul spune, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu. Căci am încredere în Dumnezeu.
Știți de ce am încredere? Că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Aș putea să vă las aici mult timp să medităm la acest cuvânt, la modul în care trebuie să îl vedem pe Dumnezeu cum se raportează în furtună, la Domnul ce acoperă prin vorbele Apostolului Pavel toate dimensiunile existenței noastre, acoperă prezentul nostru, am încredere când, nu mâine, nu știu ce va fi mâine, mulți se laudă, îi aud spunând, eu mâine aș fi gata să mor pentru Hristos. Stai puțin, dacă e să mor, de ce nu mori astăzi? De ce nu te jertfești astăzi? De ce nu trăiești astăzi la înălțimea acestei mari chemări al Dumnezeu? De ce crezi că întotdeauna, sigur, sună interesant mâine? Adică oricum ar fi furtuna mâine, nicio problemă, eu o să vedeți că altfel mă voi raporta la furtună. Deci eu am încredere când, acum. Aduce trecutul, spune foarte clar, am încredere după cum mi s-a spus. Prea iubitule, în această seară aș vrea să-ți spun, de câte ori Domnul nu ți-a vorbit? Mă întreb pe mine, de câte ori Dumnezeu nu mi-a vorbit? De câte ori Dumnezeu nu ne-a declarat că este cu noi? Și are în vedere viitorul nostru, spunând foarte clar că Domnul este Cel ce va interveni. Dumnezeu are putere. Dumnezeu are această capacitate să aducă liniștea peste noi. În al treilea rând, Domnul nu numai că este Cel care oprește furtuna, nu numai este Cel care aduce liniștea, dar Domnul potolește valurile. Aici se ridică, sigur, o întrebare de drept. Cuvântul Domnului spune în psalmicii, am adus în atenția dumneavoastră, a oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Dar acum, cineva dintre dumneavoastră, sigur, are în momentul acesta în minte următoarea întrebare. De ce nu le oprește de tot? De ce spune că s-au potolit? Pentru că este un curs normal pe pământul acesta. Iubesc psalmistul acesta pentru că dă dovadă de realism. Vede realitatea așa cum este, nici nu și-o imaginează altfel, nici nu și-o formează altfel, nici nu se raportează diferit, ci o vede așa cum este. Spune, și valurile s-au potolit. Ai învins furtuna de astăzi? Bucură-te! Dar fii vegheator, spune și Domnul Iisus, că în curând se poate porni alta. Psalmistul zice, un val cheamă un alt val. Dar totuși trebuie să ne aducem aminte, indiferent câte valuri vor fi, că Domnul este Cel ce potolește valurile. Uitați ce spune psalmistul în versetul 2 și 3 din psalmul 46. De aceea nu ne temem, chiar dacă... Și acum trebuie să facem o mărturisire în fața Domnului. Din nou, dacă ne uităm la noi, e cu neputință să nu ne temem. Dacă ne uităm la ceea ce ni se întâmplă, este cu neputință să nu ne temem. Eu întotdeauna am fost puțin întristat pe modul în care cântăm și pentru modul în care ne rugăm de atâtea ori Dumnezeului nostru. V-aș invita la mai multă prudență și la mai multă credincioșie atunci când cântăm și atunci când declarăm ceva în fața Domnului, pentru că vorba cuiva, să știi că s-ar putea Domnul să te asculte. Așa cum te ascultă Domnul, tu stai, te ascultă și în cealaltă. Și uitați ce spune cuvântul acesta din psalmi, de aceea nu ne temem chiar dacă, și cântăm noi, iubim cântarea aceasta, o cântăm aproape de fiecare dată la timpurile noastre de închinare, s-ar zgudui pământul.
și s-ar clătina munții, știți unde? În inima mărilor. Pe aici nu este un peisaj, aici nu este un peisaj liniștit, calm. Asta nu este doar așa o briză, nu este doar așa o mică încercare. Noi când facem declarații, facem declarații imense, grozave și frați prea iubiți, copiii noștri ne ascultă, tinerii noștri ne ascultă, soția mă ascultă, soțul te ascultă. Dar mai mult decât toți, mai presus decât toate, Dumnezeu te ascultă și El spune, tu spui că nimic nu se întâmplă, nu te teme, orice s-ar întâmpla. Chiar dacă, zice, ascultați aici, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo, de să se cutremure munții. E adevărat că fiecare când trecem printr-o furtună, fiecare vedem că furtuna noastră este mai mare ca celuilalt. Și credem noi că ăsta este sfârșitul lumii. Și totuși, după ce trece furtuna peste noi, ne dăm seama că n-a fost chiar așa. Și totuși noi spunem, nu ne temem. Știți de ce nu ne temem? Sau de ce ar trebui să nu ne temem? Pentru că Dumnezeu a potolit valurile. Pentru că Dumnezeu are autoritate să potolească valurile. Nu vreau să vă spun rolul valurilor, le știți foarte bine. Uneori este să ne facă mai mici. Alteori să ne ridice cu o treaptă mai sus. Ce interesant este faptul că Domnul suveran peste orice furtună și peste orice val știe și când vede că nu mai putem, să știți că are puterea să spună oprește-te fără gură. Poruncește ca valurile să nu mai aibă niciun efect. Și dintr-o dată tu vii și spui, dintr-o dată s-a făcut liniște. Gândește-te, e Dumnezeu, apoi noi și cel din urmă furtuna. Ne apropiem încet de încheiere și parcă n-aș vrea să vă las la acest peisaj doar tumultos, la aceste stări în care valuri, furtună, mare, vânt. Sigur că ne bucurăm când auzim că Domnul este Cel ce oprește furtuna, este Cel ce aduce liniștea, este Cel ce potolește valurile. Dar vreau să vă spun că Domnul, și aici poate va trebui să ajungem cu toții, la nivelul acesta trebuie să ajungem cu toții, Domnul aduce bucurie. Apreciez mult că aud aminuri în sală, este extraordinar. Mult timp n-am putut să spun nici eu amin, până la urmă a trebuit să recunosc că pot să spun asta. Nu este un preț ușor de plătit, dar este o realitate. În mijlocul furtunii, Domnul poate să aducă mari bucurii. La finalul ei, te cuprinde o bucurie imensă. Spune cuvântul Domnului în versetul 30, ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit. Aici este maturitate, frați și surori. Aici este nivelul. Parcă la pe psalmist care spune și du-mă pe stânca ce n-o pot ajunge. Dacă ar fi să mă uit singur la cât trebuie să urc, la ce trebuie să fac față, la cât de puternică este marea și pe unde m-aș trezi în vâltoarea aceasta, o, Doamne! Și din nou psalmistul îți îndreaptă privirea spre Domnul, du-mă, Tu du-mă, Doamne, pe stânca ce nu pot ajunge. Pentru că există o mai mare bucurie decât să știi că ai ieșit biruitor din furtună. Am gustat-o de atâtea ori în viața mea, în viața de slujire, în viața de zi cu zi. Ai gustat dumneata din lucrul acesta.
ani de viață ți-au arătat acest adevăr. Că nu există o pace și o liniște și o bucurie mai mare decât atunci când ai ieșit biruitor împreună cu El din furtună. Chiar că ți s-a părut la un moment dat că ai pierdut, ai pierdut mult. Chiar că ți s-a părut că a trebuit să renunți la multe, ai renunțat la multe. Dar în final, când ai înțeles taina lui Dumnezeu, te-a cuprins o stare de bucurie, o stare de satisfacție că ai rămas cu Dumnezeu, slăvit să fie El. Dragii mei, spune cuvântul Domnului în Psalmul 107, versetul 21 și 22, O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Ca Domnul să aducă bucurie, am priceput lucrul acesta și l-am experimentat ori împreună cu dumneata. Acum în această călătorie ce am făcut-o la Detroit, într-una dintre biserici în care am slujit, la un program au fost provocați, am fost invitat la un program special de o biserică, un program deosebit, și am fost invitați să aduc cuvântul lui Dumnezeu, dar au fost provocați oameni ce au pe inimă să aducă câteva mărturii scurte despre modul în care Dumnezeu a lucrat în furtuna vieții lor, în valurile vieții lor. Vreau să vă spun că am observat două lucruri. Unu, nu mai suntem obișnuiți să vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Și doi, pentru că Domnul a fost atât de credincios, pentru că Dumnezeu are puterea să potolească furtuna, are puterea să aducă liniștea, să aducă acea stare de potolire a valurilor, credem că e normal tot ce se întâmplă, inclusiv minunile din viața noastră, ceva normal pentru mulți dintre noi. Stăteam și ascultam cu atenție modul în care Dumnezeu a intervenit într-un mod deosebit. Mi-aduc aminte când eram copil, când ascultam vreo minune și eu le vorbesc copilor noștri, sunt convins că o faceți și dumneavoastră, vorbiți copilor dumneavoastră în felul acesta și le spuneți despre minunile Domnului. Eram copil și auzeam ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața cuiva sau altuia și zicem noi românii, simțeam așa un fior, ne minunam de modul în care lucrează Dumnezeu. Dacă a mărturisit, spune psalmistul, minunile Lui făcute față de noi, am avea o atitudine de mulțumire. Când ești mulțumit, n-am văzut pe nimeni încă mulțumit să nu aibă bucurie în suflet. N-am întâlnit, arătați-mi voi un om care este mulțumit și nu are bucurie. Spune, dacă ați aduce mărturia, dacă ați înțelege ce face Dumnezeu în furtună, în cele din urmă am aduce jertfe de mulțumiri și am vesti lucrările Lui cu strigăte de bucurie, gloria lui Dumnezeu, cu strigăte de bucurie. Și până la urmă ajuns să spui și tu ca psalmistul, versetul 7 din psalmul 4, tu îmi dai mai multă bucurie, unde? Aici este din nou o problemă de maturitate, o problemă de adâncime. Noi vorbim despre aceasta, dar ar vrea să vă provoc să o surprindem. Zicem, dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când? Fiți atenți ce fel de raportare, ce fel de maturizare, ce fel de atitudine în toată această vale, în toată această stare de încercări sau de biruințe. Zice, când li se mulțește rodul grâului și al vinului, sigur, simbolul prosperității, simbolul abundenței pentru poporul lui Dumnezeu. În final, Domnul oprește furtuna. Domnul este Cel care aduce liniștea. Domnul este Cel ce potolește valurile. Domnul este Cel care
oferă bucurie. În final aș vrea să vă spun și să vă aduc un cuvânt de încurajare că Domnul te scoate la final. Chiar dacă valurile nu mai s-au potolit și valurile nu mai s-au liniștit, Domnul până la urmă ne scoate la final, ne scoate la liman. Iubim cântarea aceasta. De multe ori m-am gândit, m-am mărturisit, cred că o să rămân în inima voastră cu aceste meditații vis-a-vis de cântări, dar iubesc cântările vechi. Zice, lovit de val, eu dau multă atenție la detaliile astea, pentru că, sincer, tai n-aș vrea să mi se ceară cumva socoteală că am făcut așa mari declarații și nu m-am comportat ca atare. Zice, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzit. Știți care e povestea? Mulți dintre noi rămânem numai în mijlocul furtunii. Mulți dintre noi am vrea să vedem ceva spectaculos acolo, în mijlocul furtunii. Numai că, de fapt, scopul nostru, și psalmistul această seară spune foarte clar, scopul nostru este și Domnul, versetul 30, ultima parte, i-a dus la limanul dorit. Și pentru Pavel, când le-a spus oamenilor, auziți, liniștiți-vă, aveți credință că ceea ce mi-a spus Dumnezeu este adevărat și se va întâmpla, le-a spus, să știți ceva, vom da peste un ostrov. Versetul 26, trebuie să dăm peste un ostrov. Și versetul 40, ultima parte, spune, s-au îndreptat spre mal. Când Domnul este în control, când Domnul face aceste lucruri, să știți că ne va scoate la mal. Și va fi mare bucurie pentru noi când ne vom trezi dintr-o dată. Noi credem că vom fi mirați. Eu imaginez momentul acela. Voi fi mirat când voi vedea că valul nu se mai mișcă. Am învățat eu că valul s-a liniștit cumva pentru că Dumnezeu i-a spus. Dar știu că numai s-a potolit. Și am să mă mir și am să stau așa uimit, văzând că apa se va face din ce în ce mai cristalină, din ce în ce mai frumoasă. Și în loc să mă adâncesc mai tare în ea și să mă aștept că mă lovește din spate, să văd că am ajuns pe un tărâm glorios. Am ajuns acasă. Am ajuns la Hristos. Lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzit. Versetul 1 din Psalmul 46 spune, și cu asta vreau să închei, pentru că a fost citat în seara aceasta, un verset greu, 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 dar așa îmi place să vă las totuși cu această stare de meditație. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Vă spun acum, după ce v-am prezentat toată această furtună, dar v-am prezentat mai întâi pe Dumnezeu, apoi pe noi și în cele din urmă furtuna. Este un ajutor ce nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea zic și eu ca Pavel astăzi, am credință că Dumnezeu ne va duce la mal. Am credință că Domnul știe când să oprească furtuna, Domnul știe când să potolească valurile, Domnul știe când să ne aducă bucuria, Domnul știe când să ne aducă la mal, la limanul dorit. Vă invit să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Ar vrea să medităm în această seară. Nu știu unde ești. Ești sub nivelul mării? Ești pe valul mării? Ești înconjurat de furtună? Poate că valurile bat tare.
Te-ai uitat în stânga, te-ai uitat în dreapta. Ai văzut tot. Ai văzut și vântul, ai văzut și furtuna. Toate le-ai văzut. Dar sunt convins prin prezența dumitale în seara aceasta aici că l-ai văzut pe Dumnezeu. Leagă-te de Dumnezeu. Spune, Doamne, eu cred. Chiar dacă am fost încercat, chiar că valurile au bătut puternic, eu cred că tu poți să poruncești valurilor să se potolească. Tu poți să oprești furtuna. Tu ești Domnul ce ai autoritate peste furtună. Tu ești Cel care poți să-mi inunzi viața, poți să-mi îmbogățesc sufletul cu cunoaștere de tine, cu înțelepciune din tine. Așa cum i-am văzut eu pe frații la care am fost invitați, cu atâta pasiune și cu atâta drag, vă mărturisesc, am mers atât de zidit. Când oamenii au mărturisit minunile lui Dumnezeu, haideți să declarăm și noi în seara aceasta minunile lui Dumnezeu. Haideți să poruncim tuturor duhurilor întunericului să dispară în numele Celui ce are puterea să potolească furtuna. Am fost zidit de dumneavoastră, de aceea am și schimbat macazul această seară, când am văzut că toți ați spus cu voce tare că așteptați ca Domnul să intervină, că așteptați ca Domnul să lucreze, chiar dacă frate Dorin a fost în furtună, așteptarea a fost grea, așteptarea în furtună este grea, chiar dacă dumneata ești în furtună, așteptarea este grea. De multe ori n-ai răspuns, de multe ori nu-ți explici, de multe ori nu știi ce se întâmplă. Ar vrea în această seară să cred că Domnul ne-a vorbit, eu sunt lângă tine, nu te teme, am puterea să opresc, am puterea să intervin, eu controlez valurile, știu ce este bine pentru tine, tu vei ajunge să te bucuri, vei ajunge să-mi dai glorie, vei ajunge să-mi dai slavă și dincolo de toate, în final, vei ajunge să fii cu mine în veșnicie, cu toții, să ne punem încrederea în Domnul și să mulțumim pentru astfel de Dumnezeu în veci de veci. Domnul, noi și abia furtuna, ne rugăm Domnului.